timp de 3 minute, în fiecare zi vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea lui Georgian Pop, ales în circumscripția electorală numărul 42 București pe listele PSD. De 10 ani este parlamentar, acesta fiind al treilea mandat al său. Ocupă funcția de secretar al biroului permanent. În mandatele anterioare a avut o perioadă în care a fost președinte al Comisiei de Control a SRI. În perioada 2005-2008 a fost consilier al președintelui PSD. Dacă luăm în considerare datele publicate pe site-ul Camerei Deputaților, Georgian Pop nu a muncit aproape nimic de la preluarea mandatului. 34 de luări de cuvânt, 4 luări de cuvânt în biroul permanent, 19 propuneri legislative și o moțiune. Intervențiile sale în plen sunt de negăsit în spațiul public. Apar însă mesaje de susținere a unor candidați la primărie. Făgărașul are nevoie de o schimbare reală, de o schimbare în bine, iar numele acestei schimbări e foarte clar. Ion Negrilă și echipa PSD-ului. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2405 voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Deputatul PSD București are o prezență de 74%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PSD București încasează o indemnizație lunară de 11.670 de lei. Intervențiile sale în plen sunt de negăsit în spațiul public. Nici declarații politice nu a avut foarte multe, iar despre prezența sa pe rețelele de socializare se poate greu vorbi. Singura perioadă când s-a făcut remarcat a fost atunci când a deținut funcția de președinte al Comisiei de Control a SRI. Să știți că, mă rog, ca dumneavoastră în baie, drumul sării, să fie supravegheat de SRI, pentru asta trebuie să existe undeva un ordin. Un mare judecător, sigur. Nu, sunteți un mare jurnalist. No. Da. Niciun caz. Ca să ne facem, complimente, schimbul de complimente, cum ați început și dumneavoastră. Deci pentru asta trebuie undeva să existe un ordin. Pentru că nu se face fără ordin în instituție cum este SRI-ul, nimic, un ordin scris. Este momentul acum să aflăm care sunt punctele tari ale deputatului PSD București. Fidel partidului din care face parte, prezență ridicată la vot, fără probleme de integritate. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte. Număr redus de intervenții în plen, declarații politice aproape inexistente, propuneri legislative puține și comunicare proastă prin rețelele de socializare. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016, și până în prezent îi acordăm nota 6 deputatului PSD București, Georgian Pop.